Deci ne ține subdezvoltați, nu investește banii și ține bunuri și servicii. De asta nu am votat bugetul. Spuneți dumneavoastră ce faceți cu motocultorul care a cumpărat pentru primărie. Ce specialitate care vă doresc? Păi și atunci, dar e între doamne așa și 2 miliarde. Să și atunci ce vorbim? Spuneți-mi dumneavoastră cum se fac? Ședința trebuie să statutară, mulțumim, la revedere. Având în vedere că se observă și pe primare, că suntem un număr foarte mic, se pare că inițiativa consilierilor locali USR care au trecut pe ordinea de zi un număr de 4 proiecte. Înțeles că n-am vrut să le... Nu, 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 am venit să facem o ședință, nu s-a putut. Eu, reprezentant PSD, am venit, nu problem, voi ședință la USR. Nu face politică în fața cetățenilor care suntem mai mulți acum. Toți trebuie să lucrăm pentru un comun. Eu ți-aș mulțumesc și o atenție la și pentru cei care au putut să asiste la... Acum ne pare rău pentru... Cum ne pare la un nou pentru interesele cetățenilor. Asta este comun, înțeleg. Deci acesta este pentru interesul comun. Asta se vede. Dar ce se face pentru comun? Ei care fac interes, mă rog, nu mă interesează ce să fac. Da, cu părere din nou. Și dacă nu se vede, nu se poate ține și se vadă ce se poate face. Deci, măcar nu vor să se asume. Sunt de acord sau nu de acord? E ca și cum n-ar fi venit la serviciu. E ca și cum n-ar fi venit la serviciu. Nu, deci domnișoara mea și domnul primarul la serviciu.